dragilor, eu sunt Stella, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vă prezint o mâncare foarte simplu și rapid de preparat. Pui cu broccoli și porumb. Vom pune la prăjit pieptul de pui. Adăugăm 4 ardei. Și un pic de broccoli pe care l-am tocat mărunt. Deci este cam jumătate dintr-o floare, să spunem așa. Și acum adăugăm și o pungă de porumb, 500 de grame. Este porumb îngheșat. După ce ardeiul un pic s-a sotat cu broccoli, adăugăm și porumbul și mai lăsăm 5 minute. Nu necesită mai mult. Și servim această mâncare. Mie îmi place să pun un pic de suc de lămâie deasupra, dar ăsta este un gust așa, adică ține de gust pe căruia. Dar recomand, se potrivește foarte bine. Este o mâncare ușoară, perfectă pentru masa de seară. Eu vă recomand, dragilor, să gătiți puiul după această rețetă, că nu veți regreta. V-am pupat!